episod astăzi voi face adevărat sau fals cu Nicolas, pentru că de ce? Nu! Nico? Da. Ok, știu că am mai făcut în trecutul meu îndepărtat. Erau monștri! Da, în fine. Dar acum hai să zicem adevărat sau fals și lucruri mai interesante despre Nicolas. Veți afla în acest video. Ok, hai să vedem. Tu începi! Hai! Da, tu! Ok. Adevărat sau fals? La ce te Rebecca? Adevărat! Aproape prin... Dacă ar fi să o luăm din... iubesc sau doar o plac, aș alege 30-40% îmi place de ea și n-a... 60% îmi place de ea și 40% o iubesc. Bine, nu chiar o iubesc, dar o plac foarte mult gen ca iubită, nu știu. În fine, nu o să fie iubita mea. O să fie momentan crush-ul meu. Dacă strângem 7000 de like-uri peste vreo 20 de ani ne căsătorim. Așa, ce spuneai? Ce spuneai? Dragul, am spus să eu mai repede. Nicola se căsătorește la 11 ani. Ok, este adevărat că îți place de Irina? Că o iubești pe... Este adevărat că o iubești pe Irina? Ha! Da! Sper că se uită la acest video, nu? Ce sper, Nicola, să se uite sau să nu se uită la acest video? Tu ce sper ca Irina să se uite la acest video și să afle sau să nu se uite la acest video? Așa, bun. O să-i trimit eu link, deci o să-i trimit eu pe grupul ăsta. Hai că după ce facem videoclipul ăsta, îi trimit eu link. Cu el. Să nu se uite mai bine. Bă, ce fricos e Nicolas. Ok, hai să zicem la următoarea. Zi-mi-e, acum! A, eu zic ție, da? Nu, tu îmi zici mie, adevărat sau fals? Ai făcut de pic? Adică? Îți rupi WhatsApp-ul mai bine, ca să nu... Adică dacă am înjur... Nu, nu. Păi, bip, însă asta înseamnă bip, înjurătură. Mai teoretic, da. Da. Cel mai mult am înjurat în șoaptă. Asta e întrebarea. Da, în fine. Hai! Uită-te la întrebare. Ce care întrebare? Păi, că mă... Asta era întrebarea. Care era mă întrebare? Te-am trimis-o pe WhatsApp. Păi, mi-ai trimis... Mi-ai trimis-o, deci uitați-vă, oameni, nu mi-ai trimis nimica. Nico, trimite-mi acum întrebarea sau vin acasă, la tine. Ok, uite de acum. Mă uit, nu mi-ai scris nimic. Acum a scris. Nu vreți să știți care e întrebarea. Deci nu o să vreți. Zi-o, Nicolas, acum! Asta, bine. Te-ai jucat CSGO? Dacă m-am jucat CSGO? Dacă ce? Dacă ai ce? Ai jucat peste vreodată? Aha. Uh-huh. Hai, bagă. Zi-mi tu.
Ai mințit vreodată pe cineva? Și prin cineva? Nu, întrebarea e de fapt așa. M-ai mințit de mai mult de 20 de ori pe mine? Adevărat la mine. E, tot cât am trăit. Nu cât în luna asta. Că luna asta cred că m-ai mințit de maxim 2 ori. Mai m-ai mințit și cu altceva, dar în fine. Oricum. Hai să trecem la următoarea. Tu mi-o spui mie. Cum adică? Dacă mă enervez repede, da. Păi, și adevărat. Adevărat. Adevărat sau fals? Nu, eu zic. Este adevărat că ai îmbrățișat-o pe Irina? Ce? Este adevărat că ai îmbrățișat-o pe Irina? Adaug în apel, să vadă și ea. Bă, se aude pe film. Hai, bă, adaug, o să se audă și pe filmare. Dar nu-i spune că filmezi, ca să fiu fata asta. Sună. Ba știe, oameni buni. Da, zicem așa. Să zicem. Da, știe. Majoritatea, cred că o să știe. Alo? Ok. Cum îți ajung întrebare? Și eu. Ok. Întrebarea este. Vei adăuga pe cineva acum în apel fără să știe că este filmat de mine? Adevărat. Hai! Aceeași persoană. A respins. Următoarea întrebare. În fine, bagi pe altcineva mai târziu să se filmeze. Ba, nu baga pe altcineva. Nu neapărat pe Irina. Bag pe... Pe cine? Pe Robert. Dacă nu știi să nu răspunde, îți dau eu o întrebare. Bine. A respins. Acum eu îți dau întrebare. Hai. Adevărat că te enervezi repede. Da. Da, mă enervez repede. Adevărat sau fals? Propoziția. Eu stai să-i spun. Nu, este adevărat că ai intrat vreodată pe Zoom cu mine și cu, cu Rebecca? Adevărat. Mai am o întrebare. Ok. Acum, dacă... Ca să știi, întrebarea asta e pentru... Ok. Întrebarea este... mi-ai spus mie vreodată că Rebecca e urâtă? Poftim? Mi-ai zis vreodată că Rebecca e urâtă? Rebecca, crush-ul meu. Da. Vedeți? La mine e frumoasă, deci ok. La mine e foarte okay, frumoasă.
Am jurat Nicolas. Dar bip am spus. Păi da, bip înseamnă în jurătură. Hai, am zis bip să completezi tu. Stai așa, că-ți trimit pe WhatsApp și poți să-mi zici dacă e adevărat. Atunci, trimite-mi tu pe WhatsApp care e. Sau mai e ăsta. Dar vezi că loc de O e I. Mă enervez în iar de COVID? Ce? Eu credeam că spun jurătură. Am pus... Ok, completează trupul pe ăstea. Mă, îmi vine să-l bi pe COVID. Să-mă... Nu să-l! Să-l omor. Îți dau un indiciu. Nu, nu e asta, ți-l trimit eu ce vreau eu să zic. Cuvântul misterios este ăsta. Fără înjurături, oameni buni. Ce, fără înjurături? Nu, nu, nu! Aaaa! Porcărie! Da, vecinul zici că se taie cu drujba de așa. Drujba! Murit, da, murit! Bau. Nu se mai sperie nimeni ca la 2 ani. Mă enervezi, mă enervezi. Bun, și cam asta au fost întrebările. Nu asta a fost, mai punem 2 la fiecare. Da. Și întrebarea ta, cea mai grea. Și una pe care eu stă o informație. Nu. Uite este. Întrebarea este. Cineva din familie are COVID din familia ta? Nu pot să spun asta. Bă, deja este... am dat din cap dacă da sau nu. Hai, mă, Nicola, spune! Spune! Nu e, nu-ți fie rușine! Bine, o să spun! Da! Ok. N-o să, nu spune și membru familiei, pentru că după aia poate ci niște hoți îl chiar cunosc pe Nicolas și o să vină la el să răpească. Așa că cam atât la acest episod, dacă v-a plăcut, like, please deposit, like, please deposit, like, pa!